primul rând, trebuie să înțelegem experiența clienților. Cei care sunteți prezenți aici, am rugămintea să-mi ziceți câți aveți companii. Ok, super. Câți sunteți angajați într-o companie? Ok. Și câți de aici lucrați cu clienți? Cred că toată lumea. Deci, până la urmă, clientul e cel mai important. El aduce experiența. Și el, practic, aici trebuie să vedem traseul clientului, să înțelegem ce face, cum interacționez cu clientul, drumul complet de la prospect până la client recurent. Deci client care se reîntoarce în compania ta. E foarte important. Discut chiar de vreo 2-3 luni de când e agitația asta mare cu digitalizarea. Discut cu foarte mulți clienți, chiar cu câțiva dintre voi de aici am discutat. Și ceea ce îmi place e faptul că există acest interes și această dorință de dezvoltare în cadrul firmelor. Și chiar mă bucur că avem șansa, în special aici în Baia Mare, să avem resurse și ne dorim să atragem cât mai multe resurse, inclusiv pe partea de finanțări, inclusiv pe partea de knowledge. Însă, înainte de toate, avem nevoie de acești pași. Să înțelegem experiența clientului, să facem acea identificare de procese.